Radu, ați început cu dreptul retorul, acum vine meciul cu Herman Stad de la Târgu Mureș. Avantaj pentru voi că se joacă acolo și nu la Sibiu, anunțați revenirea pe teren propriu, dar e bine. Da, pot să zic că e un avantaj. Mergem la Târgu Mureș să luăm cele 3 puncte, avem un moral bun, venim după o victorie și lucrul ăsta e îmbucurător. Ești în formă maximă? Da, sunt în formă, am înscris 2 etape la rând, chiar dacă nu e meseria mea să dau goluri, să zic așa, dar mă bucur că am reușit și sper să continui pe aceeași linie în continuare. Vă mențineți acolo cu asta CFR-ului și nu aveți voie să faceți 4 greșiți. Da, trebuie să continuăm să ne facem jocul pe care l-am făcut și până acum și să adunăm puncte. Asta e cel mai important. Obiectivul e să intrăm în play-off și după vedem ce se întâmplă. Pentru tine va veni și o convocare la tineret. Cum vezi meciurile care urmează pentru naționale? Da, o să fie niște meciuri dificile, dar am început să creăm relații de joc mai bune, am început să practicăm un fotbal mai bun și normal, acum trebuie să mergem să câștigăm 6 puncte din aceste 2 meciuri. Urmează peste puțin timp și o convocare la Naționala Mare? Nu știu ce să zic, nu sunt eu în măsură și nici nu vreau să mă autopropun, eu vreau să-mi fac treaba în continuare la fel de bine și cu siguranță, dacă voi juca bine, va veni și convocarea la prima echipă. Este un meci dificil pentru noi, o echipă cu jucători de mare experiență, dar noi trebuie să mergem să ne facem jocul și să luăm cele 3 puncte. Altă soluție nu avem. Este pentru tine un meci special? Nu pot să zic că este un meci special. Am fost acolo 2 ani și la Liga 2 și la Liga 1, mi-am făcut treaba cât am putut de bine, dar acum sunt aici și vreau să dau totul pe teren pentru viitor. În momentul revenirii tale la viitorul, erai considerat ultima variantă. Acum ești titular de drept. Am venit aici, am muncit la fiecare antrenament, m-am pregătit și când mi s-a oferit șansa, am profitat de ea și vreau să o țin pe această linie în continuare. Play-off-ul, cu siguranță, principal obiectiv al viitorului. Da, acesta este obiectivul, să intrăm în play-off și după aceea o să vedem ce o să se întâmple. La Călăraș cu Clinceni a făcut acolo un semipas greșit. Acum întâlnește o echipă care de 7 meciuri n-a mai câștigat, dar are 3 remize cu 3 formații tehnice de plasare, Iașu, Astra și Mediaș. Da, acolo am făcut un pas greșit cu Clinceni, trebuia să câștigăm și acel meci și acum trebuie să învățăm din aceste meciuri și să nu mai repetăm pe viitor aceste greșeli.